Vă salut, prietenilor. Uite, dopul ăsta am pușcat prima dată. L-am bătut, dar nu mai se fac dopuri originale. Uite, de exemplu, dopul ăsta. Trebuia băgat așa. Eu așa știu, cred. Așa, nu așa. Nu așa cu buza în exterior, cu buza în interior și când bați în el se umflă marginea. Frate, ce să încapă așa, că nu găsești și scrie pe pungă. Hai să văd dacă mai am punga, să nu ziceți că vă mint. Uite aici ce scrie. UTB România. UTB România, dacă bași dopul invers, nicio treabă. Trebuie să pun poxipol. Bine, asta e provizorii. Trebuie să-l probez, să văd. Și aici am pus, că am avut tot un dop pușcat. Compresorul trebuie să-l repar, trebuie să-l leg la triple, trebuie să-mi pun supapă de refulare. Dar deocamdată electromotorul l-a reparat. Alternatorul e acolo pentru cablurile alea. Deocamdată ce mai vreau să fac? Ăsta într-adevăr trebuia să-l bag frumos pe aici, dar ăsta l-am pus acum un an. Asta la fel ruginit aici, trebuie să-l prind, să-l pun frumos pe aici, pe sub aștia. Dar acum urmează. Asta-i schimb furtunul de motorină. Să-l pun ca lume, nu mă trebuie să fac capota. E prins înăuntru cu un colier. Nu pot să... Nu știu ce are camera asta, telefonul ăsta, că... Nu-mi dă nimic, tot... blurat se vede. Trebuie să selectez de fiecare dată. Autofocusul mere de să rupe. Am cumpărat curea o nouă de accesorii, curea de la alternator. Am găsit o altă pompiță, ca asta am cumpărat o nouă și să vă arăt și calitatea. Trebuie să dau, să scot bușonul de la ulei. Din pompă. Și asta e calitativ rău, o stat în soare. Aici s-a decolorat. A, în fine. Ia. Să vă arăt cum cure motorina de nea și nu știu dacă a fost folosită de 10 ori. Ia că tu. Asta e calitatea ei. Nu dau cu eu mai multă motorină, scot în rezervor pe jos decât să tragă să mă amorseze. Am găsit o altă pompiță. Mai am vreo 3 pompe de naște de tractor. Și am găsit una montată, cred că e mai bună, că e din aia mai veche, model mai vechi. Vedem ce-o fi, nu știu. Și aici... Mă pun să schimb, furtunul ăsta trebuie să schimb, că aici e adăugat. E legat. Cu tot felul de coliere, cu tot felul, trebuie să mă pun să desfac, să-l schimb. Mai trebuie să scot capot afară și să vezi că nu pot să scot. Că acolo sub el unde intră în ștuț, ăsta e furtunul, aici așa e ștuțul. Aici așa are colier pe el și nu pot să-l trag afară nici cum.